Temperaturile scăzute din ultimele nopți au făcut ca lacul de acumulare din care se alimentează peste 3.000 de locuitori ai comunei Certej să înghețe. Stratul de gheață care acoperă iazul Făerag ajunge până la 40 de centimetri grosime, iar localnicii se tem ca înghețul prelungit să nu îi lase fără apă la robinete. Deja, cișmelele din Certej alimentate de la rețeaua cu apă au devenit nefuncționale, iar în casele oamenilor apa curentă curge fără presiune. Vine apă puțină, dar câte vine, atâtea ai, ce se face? Că acum știm că dacă îngheța tău, n-are de unde să mai vină, sau dacă îngheța la Hondol. Tău este înghețat. Și au fost probleme și mai în toamnă și mai acum că nu vine apa la blocuri. Din moment ce el este înghețat, sunt probleme. Intervalele au fost foarte scurte cât au fost afectați oamenii, 2-3 ore pe zi, în măsura în care am raționalizat într-o oarecare măsură volumul de apă care l-am furnizat. Ca să nu rămână locuitorii fără apă, autoritățile locale au apelat la o soluție de avarie. Gheața de pe lac a fost perforată pentru a face loc motopompelor folosite la captarea apei. În ultimul interval de timp, datorită temperaturilor extrem de scăzute cu care ne-am confruntat, volumul de apă necesar alimentării stației de apă de la Certej a suferit influențe în măsura în care a înghețat. Am fost nevoiți în condițiile astea să realizăm o copcă pe lacul Făerag și să transvazăm apa peste baraj pentru alimentarea suplimentară a stației, pentru a preîntâmpina înghețarea instalațiilor de metal în mod expres care alimentează stația. Se face o copcă în gheața care este pe lac undeva la 30 de centimetri, estimăm grosimea ei, și se deversează înspre râul care alimentează stația de tratare cantitate de apă la două zile, deoarece un consum mediu undeva la 200 de metri cubi pe 24 de ore, cantitatea care vine din Făerag nu este suficientă ca să acopere consumul. Localnicii din Certej spun că în ultimii ani nu s-au mai confruntat cu o iarnă atât de grea. Seceta din toamna anului trecut și gerul ultimelor zile au făcut ca tăul din pădurea Certejului să se transforme într-un patinoar natural. Înghețul nu a cuprins însă numai lacul Făerag, până și râul Mureș este acoperit cu un strat gros de gheață.